Îmi pare că vă văd. Da. Poftiți. Ce-i asta? O cerere prin care îmi retrag solicitarea de transfer. Uite de ce arde dumnealui. Nu vezi că toată școala asta este un adevărat haos? Până și mie îmi vine să o las dracului și să mă duc cu doi vedea cu ochii. Minunată idee, domnule director. Minunată? Da, da, ai scăpat atunci de prezența mea. Nu înțeleg. Ploua. Ploua? Ploua și m-am întors să-mi iau umbrela. Dumneata, copiai subiectele pentru examen ca să le vinzi după aceea. Nu-i adevărat? N-ai nicio dovadă. Dovadă? E îndârjirea cu care te zbați să mă elimini din școală. L-ai pus pe felecan, Mihai. Da. Să-mi transforme ora într-un coșmar, domnule director. Sunt un martor periculos. Periculos? Da, da. Da. Mă scuzați, a intervenit o schimbare în programul de servare. Nu-l găsim pe Mișu Felecan, era rândul lui și atunci ne-am gândit să cânte la vioară Ștefan Vardia. Ștefan Vardia! Un moment! Un moment! Da. Preșoianu, continuați servarea exact așa cum ați stabilit voi, exact așa cum ați stabilit da, voi. Da, domnule. Dar v-am spus, am stabilit programul! Limitați nicio vorbă! Dramaderule! Hai, Marian. Dramaderule! Am să mă plâng la minister! Am să reclam! Se aude? Deschideți! Ajutor! Cine strigă ajutor? Be, cum îți merge menajul? Progresiv. Adică? Când eram logodiți, vorbeam eu și asculta ea. După ce ne-am căsătorit, vorbea ea și ascultam eu. Și acum? Acum vorbim amândoi și ne ascultă vecinii. Gelule, ce-i cu tine? Te văd că m-am bătut așa. Da. De da. Ce? Am avut și eu un prieten bun pe care l-am văzut cu iubita mea. S-au plimbat, după care au intrat la cinematograf. I-am urmărit. Cum, a intrat după ei? Nu, nu, că eu văzusem filmul. Tu pe ce nu te duci acasă? Nevastă, mi-ai supărată. De ce? Pentru că nu mă duc acasă. Pe dolar și pe sterline, tot mai bine în țara ta. Uite, ne căsătorim copii, o să ajungem noi bătrâni, morți cu morți, vii cu vii, că așa este la români. Uite acum, pun grătarul, trei cotlete, șase mici, ne îmbătăm, cioclim paharul, tot mai bine e aici. Face nuntă mare, tache, sensoare Ionel, fiul meu, cu finca lui Ianche, ca să plece în Israel. Ipum, tache! Lasă vorba, se ard mici, ești tâmpit. Tot așa ai ars friptura și carnetul de partid. Ce a avut cu el, ce-ți pasă? Parcă te costa vreun preț? Ce te faci dacă o să vină iar nepoții lui Verdeț? Doamne ferește! Ăștia poate să adună derbedei cu măciuci și n-ar fi mare minune să ne mai tragă și un puci. Alac, spune, cocarile minela. Ce spune, totu-i trece, și politică, și tot era hat cu apă rece. De-aia nici n-am fost la vot. Cum mai n-ai fost? Pe cadâr nu-l privește ce înseamnă trandafir. Nici ziare nu citește. Eu televizor, sictir. Și mai spune în arabă tot alac, că nu e prost. Nu o să facem nicio treabă. O să fie cum a fost. Tache, Ianche și Cadâr, trei prieteni buni, trei tăghele, trei tarabe pentru trei nebuni. Tache, Ianche și Cadâr s-au privatizat,
Oh, oh, vai ce încântător, merge treaba minunat, vai de capul lor!